informații de ultimă oră care vin de la Constanța. Incident la limita dintre viață și moarte pentru trei tineri care au ieșit cu velierul pe lacul Sudgyol. Într-un moment de neatenție, barca s-a răsturnat și s-au trezit în apă în mijlocul imensului lac. A fost nevoie de un elicopter pentru salvarea celor trei. Ce se întâmplă la această oră? Cum s-a intervenit? Ne spune colega mea Cătălina Buzeanu. Cătălina, bună ziua! Bun găsit, din fericire, evenimentul s-a terminat cu bine pentru cei trei. Toți trei au fost recuperați, vorbim de doi bărbați și o femeie, ieșiseră în largul lacului, astăzi pentru o plimbare cu velierul, înainte ca vremea să se strice brusc, să înceapă să bată vântul. De astăzi și vântul a fost cel care a răsturnat embarcațiunea, a răsturnat-o cumva spre norocul celor trei, fix în așa fel încât ei să se poată urca pe corpul velierului și să poată fi văzuți de turiștii din zona stațiunii Mamaia, cei care de altfel au și sunat la 112. La fața locului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis o embarcațiune, o autospecială de descarcerare și 8 subofițeri care au intervenit destul de repede și au reușit să-i recupereze pe cei trei. Vor fi băduși la Spitalul Județean Constanța pentru investigații medicale obișnuite, pentru că viața lor în acest moment nu este pusă în pericol, sunt stabili, sunt conștienți, s-a putut chiar vorbi cu ei, însă chiar și așa medicii au decis transportul lor la spital pentru a-i evalua din punct de vedere medical.